6 ori 5 împărțit la 2 este aici. 6 ori 5 împărțit la 2. Și dacă unul din aceștia, totdeauna unul din ei se împarte la 2. Da. Și 6 împărțit la 2 cât face? E de parcă aș spune 3 ori 5. Pe 6 l-am împărțit. Dacă 5 s-ar fi împărțit la 2, foarte bine rezolvă el treaba. Dar dacă nu se bate, se bate celălalt. Că și sunt doi termeni consecutivi. Totdeauna. Da? Doi termeni consecutivi. Și unul îi par și altul îi împar. Unul din ei se împarte. Și 3 ori 5 face 15. Deci asta este răspunsul care ai vrut tu. Ce mă fac dacă, când fac echipele, unul rămâne fără echipă? Da. Răspunsul. Este rezolvată problema, pentru că numărul de termeni atunci este impar. Deci nu se schimbă nimic. Nu se schimbă nimic. Stai liniștit. Da? Te-am convins. Sper. Numai pe tine și pe prietenii noștri. Nu, dar nu mai am probleme. Bine. Hai să ne întoarcem, George, la o altă ieșiță. Fac eu un altul, îți propun un altul. Cât face așa? Suma S egal cu 7 ori 1 plus 7 ori 2 plus 7 ori 3 plus mai departe plus 7 ori 100. Cum ai tu de gând să faci asta? Hai să scrie, te rog. Suma S egal 7 ori 1. Plus 7 ori 2, plus 7 ori 3. 2 plus 7 ori 100 este egal cu... Da. În paranteză, 7 ori 1 plus 7 ori 100. Păi, am zis mai devreme că suntem atenți. Înainte de a face, observăm că 7 este factor comun, că nu degeaba am muncit. Putem să facem și 7 pe lângă, deci să zicem egal cu 7 da, pe lângă. Da, descriem 1 plus 7 ori și deschidem o paranteză. Da, dar putem și cum... Ne întoarce și pe care și pe să vedem dacă să ajungi la acel rezultat. Da. Eu asta vreau să te conving de data asta, da? Da? Cu factorul comun, deci insistăm pe asta, 7 ori. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 100. Da? Da. Și egal mai departe cu 7 ori, asta știi să acționezi, da. Primul plus ultimul, 106, da? 101. Da. Nu? 100 și cu 1, 101. 1 plus 100. E sumă Gauss asta. Da. Primul plus ultimul. Oricât sunt ei, sunt 100, să-i vedem. Împărțim la 2. Împărțim la 2 cât se fac echipii. Ăsta cu ăsta, ăsta cu ăsta. Și mai departe. Da. Și răspunsul este egal mai departe cu 7 ori 101 ori 100 împărțit la 2. Și egal mai departe cu... Vedem repede că 100 se împarte la 2 ăsta. Da. Și face 7 ori 101 face 707 ori 100 împărțit la 2 ori 50. Că tu dacă faci ori 100 și până împarți la 2, tot așa lucru este. Da. Facem înmulțirea. Preferam 100 eu. Poftim? Preferam 100. Erai eu? N-am înțeles. Preferam 100. De înmulțit cu 100 întâi, da? Da, preferam 100. Preferai înmulțit cu 100 și până se împarți la... Era mai ușor cu 100. Uite-te, hai că să vedem dacă era mult mai ușor. Deci vine 707 și ori 100 făcea 20 ori și împărțit la 2 face cât 7 în... 2 în 7 merge de 3 ori. Rămâne 1, 10. 2 în 10 de 5 ori, 2 în 7 de 3 ori, 2 în 10 de 5 ori și 0 îl punem. Și face cât este 35.350. Dar și așa, dacă eu înmulțit cu 50, eu aș fi preferat așa. De ce? Că zic, 5 ori 7, 3, 0 îl pun la sfârșit, 5 ori 7, 35, 35 și 5 ori 7, 35. Iată că mai repede fac eu.
Tu ai, de fapt, împărțirea aceea după ce ai mulțit. Deci este scărpinatul la urechea stângă cu mâna dreaptă. Înțelegi tu? Adică când te poți la urechea stângă cu mâna stângă. Așadar, eu îți propun să urmărești treaba asta, să împarți la doi pe unul din ei și ce îți dă să mulțești repede. Adică să faci împărțirea. Da. Ai făcut o mulțire și până faci împărțirea. Sunt niște etape. Bun. Hai să ne întoarcem și la exercițiul tău. Oh. În sfârșit, suntem acum în măsură să facem exercițiul acela pe care l-am avut ca la subiectul respectiv. Deci, M egal cu 1 ori 5 plus 2 ori 5 plus 3 ori 5 plus și mai departe plus 111 ori 5 egal cu. A, facem mersul invers. Păi facem exact factor comun, factor comun. Pe 5, nu? Se vede 5 comun. Îl vedem aici, îl vedem aici. La fiecare termen se vede 5. Deci și egal cu 5 ori. Deschidem paranteza. Exact. 1 plus 1 plus 2, scrie ca să vadă tot omul. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus 111. Plus 3, plus 1. Și egal cu, mai departe. Și egal cu 5 ori 111. Primul plus ultimul, hai să vadă toată lumea, 1 plus 111. Da, m-am încurcat că a spus 2 plus 3, m-am încurcat prin ideea. A, nu, am scris așa câțiva dintre ei. Da. Eu n-aș fi scris că te încurcă. Dar nu te încurcă deloc. Poți să scrii până la 10. Și pe un punct de puncte înseamnă că ai pe ceilalți. Dar chiar am luat mesajul că sunt toți termeni consecutivi. Da. De aia am insistat eu. Da. Primul plus ultimul. Da. Oricât sunt ei, sunt 111. Da. Se vede foarte bine că la 1. Da. Ori 111 și împărți la 2, pentru că facem echipă de câte 2. Da, împărți la 2. Și ca mai departe că, cu cine? Este ca mai departe cu 5 ori 112. Așa, 112 ori 111. Nu se mai poate aici face. Împărți la 2, dar unul din ei se împarte. Din ăștia 1, 2, 3. Se împarte pe 112 la 2, care fac 56. Și atunci este egal cu 5 ori 56 ori 111. Da. Deci 5 ori 56 ori 111. I-am făcut pe mână. Și face cât? 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 5, 25 și cu 3, 28. Ori 111. Și hai să facem cât reprezintă 280 ori 111. 3, 6, 8, 16, 18, 19. A, da, bine. Dă bine. Da? Am calculat eu. Dă bine. Știam eu că am făcut cu ori de la început. Da, de cât rezultat? Da, când mi-a dat 50, nu știu cât îți spunea tu. Bine, hai să fac și eu aici. Deci 111 ori 280, fac invers, da? Ori 2, 8, 0. 8 ori 1, 8. 8 ori 1, 8. 8 ori 1, 8. 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. Bine? 0, 8, 0, 1, 30. 1.080. Păi dați rezultatul care vezi. 31.080. Același rezultat, sigur că da. Deci rezultatul este 31.000. 31.080. Știam de la început. Da. Deci, într-adevăr, ultima cifră este 0. Am știut de la început. Da? Ultima cifră este 0, este corect. De ce am mai pierdut eu timpul cu atâtea variante? Să-mi să vedeți ceilalți. Nu numai alții. Mai ales
și tu să înțelegi bine că ai și varianta scoatere în factor comun, pentru că aici chestia asta 1 ori 5 plus 2 ori 5 plus 1 111 ori 5, autor asta urmări. Da. Că tu ai spus că e progresie, e sumă Gauss la întâmplare, dragule. Tu ca să... la întâmplare ai spus-o. Pentru că n-ai făcut desfășurarea corectă. După scoaterea în factor comun îți iese limpede că e Gauss. Ba, dar se poate și... Uite-te, uite-te, ascultă-mă, că nenele spune niște lucruri foarte importante. Eu dacă spuneam egal mai departe cu aici... Urmărește-mă, dacă ești atent, mă urmărește, ești băiețel mare. 1 ori 5, 5, da. Plus 2 ori 5, 10, plus 3 ori 5, 15, da? Da. Plus puncte, punct și mai departe, plus 555, atunci scrierea asta anunța că e vorba de o sumă Gauss datorită faptului că se vede că e din 5 în 5. Da. Da? Că din 2 în 2, că din 3 în 3, că din 5, 4 în 4, că din 5 în 5. Și atunci, da, iese sumă Gauss și reacționez. Așa însă văzută, există nesiguranța de a nu fi o sumă Gauss. Chiar te-am spus, arăt așa. Dacă tu vedeai așa, M egal cu 1 ori 5 plus 2 ori 5 plus 4 ori 5 plus și așa mai departe plus 111 ori 5, așa asta nu este sumă Gauss. Da. Da? Pentru că și tu repede ai fizis primul plus ultimul, nu știu câți numărei, bla bla bla, nu ai fi sensizat că eu am sărit un termen. 3 ori 5 nu este. Da. Deci trebuie să fii ochiul foarte atent la ideea că îi sumă Gauss, da? Da. Ori în repezeala aceea, dacă autorul strecoară o astfel de capcană, tu te duci și ai mușcat din să spunem, din nadă și ai greșit exercițiu. Da, dar eu n-am mușcat. Bine, n-ai mușcat, fiindcă autorul nu ți-a întins capcana asta. Deci eu într-un exercițiu pentru excelență, strecor și aceste chestii. Fără să mai fie o sumă Gauss și tu, voi copii, în virtutea, să spunem, a ceea ce înseamnă, gata, e sumă Gauss, primul plus ultimul, oricât sunt ei, împart la doi, nu știu ce, dacă sunt consecutivi, dacă nu, trebuie să vezi din cât în cât crești ca să împarți la numărul respectiv. Așa că, pentru a nu mai spune, pentru a calcula foarte ușor numărul de termeni... I-am împărțit la 2, la... Da? Deci, pentru a calcula ușor, îți propun ideea cu scoaterea în factor comun, care este spectaculoasă. Pentru că, scoțând pe 5 în factor, ai văzut ce se întâmplă? M egal cu, mă întorc din nou și zic, 5 ori 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 111. Și acum asta e sumă Gauss la vedere. Da. Știu numărul termenilor tot, nu mai pierd timpul. Da. Da? Deci am insistat pe chestia asta pentru că a fost esențial să prindem problema. Da. Bine, bine. Iată și al 5-lea ai făcut, trecem la al 6-lea. Vă aștept. Cum este o problemă ce este acolo? Ce este acum? Ce urmează, o problemă? Sau? Da, o problemă. Da? Da. Vezi că alternează, da? Da. Spune-mi, te rog. Deci ies 6, da? Da. Ce spune? Mihai Pan fuge drumul de acasă până la școală pe jos în 10 minute, iar cu bicicleta în 4 minute. Deci el parcurge de acasă până la școală, pe jos,
Așa. Pleacă de acasă, se duce până la școală. În 10 minute. 10. 10 minute. Pe jos, da? Da. Jos. 10 minute. Da. Iar cu bicicleta, în 4 minute. Pe jos, da? Cu bicicleta? 4 minute. Acum am întrebat, la ce distanță de școală locuiește Mihai, dacă într-o oră el parcurge cu bicicleta 6300 de metri, mai mult decât pe jos? Deci, de ce problemă? Mai toată din reprezentarea grafică. Da. Mai iam încă o dată... Ce să mă reau? Întrebarea? Da. Eu citește problema că încă nu mi-e loc clar. Mihai parcurge drumul de acasă până la școală pe jos în 10 minute, iar cu bicicleta în 4 minute. La ce distanță de școală locuiește Mihai dacă într-o oră el parcurge cu bicicleta 6300 de metri, mai mult decât pe jos? Deci într-o oră face 600 cu bicicleta decât ar fi mers? 6300 de metri. Face 600 mai mult decât ar mers pe jos. Ia mă citește doar, că aici e prinsență. La ce distanță de școală locuiește Mihai dacă într-o oră el parcurge cu bicicleta 6300 de metri, mai mult decât pe jos? Vezi? 6300 metri, mai mult decât pe jos. Mai mult decât a mers pe jos. Adică, sigur că merge mai mult, cu 6300 km, 6300 metri mai mult. Trebuie să aflăm un moment mai dificil și am nevoie de inspirația ta. Cred că distanța se află ceva cu timpul împărțit, ceva de genul. Viteza, ca să afli viteza, timpul împărțit la viteză, nu știu, nu-mi ide. Nici eu nu mă, uite că suntem în momentul ăsta mai delicat. Era cu viteza, dar nu spune viteza. Dar nu spune viteza, vezi? Că nu spune viteza. Deci nu e viteza. E mai citit problema. Mai parcurge drumul de acasă până la școală, pe jos, în 10 minute, da. Iar cu bicicleta în 4 minute. La ce distanță de școală locuiește mie, dacă într-o oră el parcurge cu bicicleta 6300 de metri, mai mult decât pe jos? Ca să facă o oră, dacă în 10 minute ajungi la școală, pe jos, într-o oră, de câte ori ar face spațiul acela, distanța aceea? Într-o oră, deci dacă e de 10 minute? Păi de 10 ori mai mult. Deci, deci dacă el face 10 minute până la școală, într-o oră, o oră câte minute are? O oră câte minute pe 60 de minute. 60 de minute. Adică de câte ori ar parcurge spațiul acela în timp de o oră? Distanța aceea, încât de câte ori? De 6 ori. Hai să începem așa. Deci, hai să zicem că așa ar fi distanța de la cine? Distanța de la el la școală, da? Pe jos. Mergem pe jos. 10 minute odată. Mai facem încă o dată. Încă 10 minute.
Încă 10 minute. Încă 10 minute. Încă 10 minute. Încă 10 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Într-o oră ar parcurge distanța asta. Da. Într-o oră. Dar dacă o ia cu bicicleta, merge distanța asta și încă 6400. 6300 metri. Da. Deci face distanța aceea într-o oră și încă 6300 de metri. Da. Dar el face câte 4 minute distanța asta. Acum 4 aici, 4 aici, 4 aici, 4 aici, 4 aici, 4 aici. Da. Pe bicicletă. Da. 4 ori 6? 4 ori 6, păi eu îmi dă... 24. 24. Deci până aici a consumat el 24 minute. De acord? Da, deci el cu 4 minute face, deci 24 de minute parcurge mai cu... Deci să repetăm încă o dată. Faptul că el consumă 10 minute, urmește, faptul că consumă 10 minute până la școală, într-o oră, ar face distanța aceea de 6 ori. Da. Cum de 6 ori 10 minute fac o oră, înseamnă că dacă ar merge o oră, da, ar parcurge o distanță până aici undeva, da, până aici undeva, într-o oră, de 6 ori spațiul respectiv. Da. De 6 ori. Perfect. Dacă o ia pe bicicletă, într-o oră, adică într-o oră, însemnând până ajunge aici, o oră, da, într-o oră, el face cu 6300 mai mult decât a mers pe jos. Da. Adică face și distanța asta, fiindcă pentru fiecare porțiune consumă 4 minute. Da. Da, da, da. Nu ajung 60 de minute, nu se... Deci nu, păi cu 4 minute consumă numai 24. Da. Deci cât ar fi mers pe jos o oră, el face 24 minute viteza care... Până la sfârșit, cât îi mai rămâne lui aici? Câte minute îi mai rămâne? Din 60. 36. A, vreți să ziceți că el parcurge... M-am prins. Să văd. 36 de minute înseamnă 6300 de metri. 36 de minute înseamnă 6300 de metri. Da. Deci dacă știm asta, că 36 de minute, putem să scădem din 60 de minute ale de mers și să... Rămân 36. Da. Și rămân... Să vedem cât face pe un minut. Câți metri face pe un minut. Da. Păi 36.300, da, împărțim la 36, ca să vedem câți metri face pe minut. Metri pe minut. Și după aia mulțim cu 60. Fie că mulțim cu 60, eu zic, și mulțim cu 4. Că dacă știu câți metri face... Ca să aflăm cu bicicleta și după aia cu... Distanța până acasă. Și după aia pe jos. Nu, distanța până acasă. Da. Că el cu bicicleta face... Nici 4... mai trebuie să mai aflăm. Nici mai îmi bate în capul, dar aici e șmecheria. Te folosești de celelalte. Vezi?